Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt aici cu Alex, Alin și George, undeva aici în față. Mergem la pește pentru că foarte mulți dintre voi mi-a spus: Bogdan, când te duci la pește să faci un vlog de acolo. Astăzi mergem ceasul undeva ora 6 și stăm până a doua zi, deci stăm toată noaptea. O să fie un vlog destul de interesant, sper să fie destul de interesant. Așa că revin cu un update când ajung la locul unde mergem la pește. Am ajuns aici la locul fatei, ca să zic așa, sunt cu băieții mei. Uitați-vă la Alex, deci suntem plini de bagaje, uitați-vă și la mine. Deci am de toate. Și băieții aici în față, ia uitați băieții mei. Forță. Băi, ia o sacoșă și ceva, lasă camera. Băi, băieți, din păcate când ești vlogger mai scap de o sacoșă ceva. Hai, mă, băieți. Pagă camera. Nu, trebuie să fac vlog în continuu. Nu iau. Dă, dacă vrei, o țin aici. Pune-te aici, bag-o pe mână, așa. Haide. Deci avem foarte multe bagaje și ne-a lăsat undeva mama lui Alina aici jos, pentru că nu putem să ajungem cu mașina în locul unde mergem noi. Așa că avem de cărat și avem de mers prin pădure. Ia uitați-vă, George, ești, că vă era dor de el, a lipsit la challenge-ul cu fotbal. În seara asta spargem peștile în 8. E belea, băi, băieți, cu transportul ăsta. Ia uitați și pe mine. Nu mai pot. Așa, și uite, uite ce e aici la mine. Ce e acolo la tine? Și țin astea și țin cu mâna și camera ca să fac vlog. Eu-s la nu la are aer, mai mult. Băi, du-te, băi, de aici. Băi, dar unde e Alex-ul? Băi! Băi, l-am pierdut, mă. Ăsta nici nu s-a făcut noapte și gata, s-a pierdut de noi. Mai avem puțin, mă, frate, adică am mers până la jumătatea drumului. Băi, vezi ce faci cu... A, n-am vrut, mă, frate. Cuțu, ce faci, mă? Băi, băieți, ăsta... Mamă, mamă. Nu are cred. Nu cred că se mai mișcă de acolo. După cum am observat. Ia uite. Nu știu. Nu mai pot, jur. Mamă. Uite ce fel mi s-a făcut la mână, boss. Pă bune, ia uite. Ce frumos se vede. A, pe aici? Ok. Stați așa. Hai, băieții mei, forță! Mamă, deci nu mai pot de cald. Toți după mine acum, dimineața pe răcoare. Vai, pă, băieții, mori de nervi, s-au obosit. Avem multe, multe bagaje și e foarte nașpa, pentru că n-am avut cum să ajungem cu mașina până aici. Și avem foarte multe de cărat. Deci sportul ăsta m-a terminat. Ca dintr-una după omor și mă enervează. Alex nervos aici cu cortul în mână. Nu mai suport. Stai așa, frate. O să continui când ajung acolo, pentru că nu prea pot să mă descurc și cu camera și cu toate chestiile astea pe care le am. Ma, ce mișto se vede, boss. Wow. Ce nu frumos. Nu cortul, dacă nu-l facem, bă, deci dacă nu-l facem, îl arunc în apă, mă jur. M-a omorât cortul ăsta. Apăsați butonul de like pentru cort. Ai, lei. Stai, băi, nu mai pot. Mamă, uitați-vă la asta. Pe unde trebuie să o iau. Fuck. Ok. Ușor, ușor. Mamă, deci dacă alunec acum, mă duc direct în baltă cu totul. La câtă greutate am. Deci am jucărat aici mereu. Unde ți-le astea toate? Tu încapi sub un copac de ăsta. Adică ce vrei să zici? Bă, eu-s forță. Nu știu dacă se vede pe fața mea, dar sunt mort. Dar ce ai pățit, mă? Hai, bagă! Ce bagă? Urcă! Sau iau pe aici, pe sub copacul ăsta. Bă, vină și asta, că n-am cum să urc. Ba, dar lasă-l puțin să încerci. Încearcă-mă puțin. Lasă-l groapă aici, ești nebun. Ia. Stai că eu trebuie să o prind pe asta. Hai, mă! Arunc capa încă. Fii atent la asta. Hai în forță acum. Hai, tare! Ia! Ia! Bravo! Hai, că a reușit. Rândul meu. Am luat-o tu mai de acolo, unde vedeți voi, și am venit așa... Dincolo de mașinile alea. Dincolo unde se văd alea acolo. Tu mai, de fapt, uite, tu mai acolo, de la baraj. Și am luat-o așa.
Și am venit prin toată pădurea asta până aici. Transpirat. Vai, băi, uite-o la șapca mea. Bă, îți fleașcă tot, mă, deci îți gria tot, bă, pe picioare, pe mâini. Mă, uitați-vă la șapca lui Alin, deci... Băi, nu vezi cum... A mea e neagră, nu se vede. Nu mai poți, deci pe bune. Și îți gâria tot, pe mâini, peste tot, pe bune. Observ cum curge apa de pe mine. Uitați-vă la George, ce e aici. Deci am cărat pe bune și nu e un drum așa să zici că e ușor sau ai drum ca lumea, e groaznic. Bă, dar cred că o să punem cort undeva aici, am, că e destul de mișto, nu? Dos, da. Stăm aici frumos, e dos, uite-l punem undeva. Păi da, dar, sau îl punem aici. Mergem să cercetăm puțin zona, să vedem dacă găsim un loc mai mișto. Uite, astea-s bune de foc, mă, la noapte. Deci luăm bagajele și ne mutăm în partea cealaltă acolo. Runda a doua, bine că avem puțin până acolo, e puțin. Hai să vedem. Hai, noroc, mă, băieți. Noroc. Noroc. N-are rost să stăm tot. Mă încărdeți, mor, așa că mă încărdeți. Băi, du-te-mi. Băi, te-ai pișcat ceva de față, rău. Ce m-a pișcat? Unde? Nu, s-a... Aici. S-a roșit, cred că... Nu, păi dacă am intrat în toate crengile astea, m-a zgâria peste tot, mă. Stai frumos aici, uite ce viu frumos. Cum să nu-ți placă, frate, la pește? Stai în liniște frumos, e ca lumea, chiar e ca lumea. Ne punem să facem nada, să întindem bețele. Și nu știu, revin cu un update cu ceva pentru că sunt obosit mort. De fapt trebuie să punem și cortul, nu? Instalăm și cortul și cam asta e. Bă, dar hai să nu mai facem. Ce vorbești? La cât l-a cărat după deci el. Arunc în apă, dacă deci nu-l facem, îl arunc în apă. La cât l-a cărat și a înjurat și n-a mai putut, a zis că dacă nu-l facem, îi dă foc, îl arunc în apă. Deci cum a ajuns, a și apucat de el de nervi. Alin, ce faci mai aici? Pregătești nada frumos. Ia uita și aici, forță. Mergem aici și la băieți, la cort. Hai mă că băieții am bază pe ei. Băi, mai degrabă de acolo. Ia să vedeți tu așa. Hai, lu-te și mă doare. Hai, te cred, frate, ia ăsta. Ia pachet. Hai, lu. Mamă, deci a intrat ăsta prin Adidas undeva pe aici și a intrat în picior, să-mi bat piciorul. Bă, dar câta sârma. Întinde-te ca lumea, stai întins. Pun-te invers așa cu fața încolo. Băi, nu pățești nimica, nu fi nebun. Nu se întâmplă nimic, a strece. Dar întinde-te invers, cu fața încolo. Încoace, dă-te încoace, cu picioarele încoace. Foi, până aici mi-a intrat, cred. Exact aici a intrat. Ma. Bă, dar cum n-ai mai intrat în el? S-a rupt capătul când l-am apăsat. Da, a apăsat cu piciorul? Da. Păi asta a fost prostia, mă, că ai apăsat. El cu toată greutatea. Păi asta a fost prostia, că te-ai apăsat cu piciorul pe el. Da. Dar știi care e faza? Da. Da, că avem apă, da. Ata, mă, băieți, mi-am instalat aici bățul frumos. Nu știu dacă se vede pluta undeva pe acolo. Așteptăm să vedem ce captură fac. Avem acolo pe Alex, care a intrat sârma aia în picior, de fapt, fierul ăla. Bă, ești mai bine, mă? Da. E bun. Luăm de aici un bulgăre din adă. Să dăm acolo frumos, ca să vină peștele la noi, boss. Aruncăm acolo lângă plută. Pac! Bă, uite-l! Acum live. Mai că am dat târziu drumul la cameră. Uite ce frumos e. Hai scoate-l că-l pierzi. Nu pierde nimic, e bă, mă. Uite captura. Stai să mă dau în partea asta să vadă frumos. Un cărășel așa până la o palmă. Se vede, nu? Uh-huh. Frumos, o, ce frumos e. Băi, nu da aici că nu prezi nimic. Și am zis, băi, pentru hater, nu mai hater în seamă. Uite haterul, uitați-vă, uite haterul la captura aici. Haterul! Băi, băieți, n-am mai filmat, însă am mai prins ceva, câțiva pești mai micuți. Haideți să vi arăt și vouă. Stai așa să fiu atent și la plută, pentru că îmi trage. Cam ăștia sunt. Cam ce am prins. Măcar mă distrez, știi? Adică dacă vin la pește, nu neapărat să prind din aia mari. Măcar să tragă, știi? Să nu mă plictisesc. Uite ce frumos se vede apusul de soare. Ce frumos e. Wow. Superb, să-mi bat piciorul. Bă, băieți, dacă vă întrebați dacă am mai prins ceva, n-am mai prins nimic de atunci. Am rămas cu 4 pești, am mai prins Alin 2 și cam atât. Restul nimic. Ne-am îmbrăcat, a rămas doar Alex. Cum e piciorul, frate? Fai. Deci ne rupți în țare groaznic, rău de tot. Am zis că nebunesc și luăm puțină pauză de la pescuit. Mergem să căutăm niște lemne. Ceva, niște crengi. A, nu știu cât de bine se vede. Am aprins focul aici pentru grătar. Ce am fost în pădure. Nu le-am tăiat cu toporul sau chestii de genul, ce am găsit pe acolo. Da, ca să știți, adică nu distrugem sau din astea, că nu-i frumos. Focul ca lumea. Avem aici pe Alex cu piciorul. Am un squeezy. Da, stai. Ia. Ia uitați.
important în alianță. Sau de pe fundal avem radio, ascultăm și meciul Steaua cu Astra. Așa mă, da, păi. Avem aici, frumos. Așa mă, frate. Altceva. Gata, focul, am pus grătarul aici. Ceva românesc, așa. Lejer, așa, nu prea mult pentru că e seară. Niște cârnăciori. Avem aici și niște mici, nu se văd mici. Uite-l ce frumos e. Ce bine arată. Aile, ce mai doarme omul. 4:41. Se lumina acum, e 5 ceasul. N-am mai filmat nimic pentru că am stat la foc, am mâncat, am vorbit, chestii de genul ăsta. La pește n-am mai dat pentru că au fost valuri foarte mari. Și acum se face dimineața, undeva ora 5. De acum poate dacă mai prindem ceva. Iată ce. E frumos. Ia întinde-l puțin aici. Să-l vedem. Da, e viu-i, mă. Mă pun și aici lângă tine. Ușor. Bă, băieți, de dimineață, de când, până la cât a dat lumea, până la 5:30, așa, nu? De la 5:30 și câte ceas sunt mai ajuns? 6:30, n-am mai prins absolut nimic. Sunt valuri foarte mari și nu trage deloc. Deci nu-ți dai seama dacă e și curent, dar nu-ți dai seama dacă se duce puta la fund, dacă îți trage sau dacă e de la val. E nașpa rău, nu cred că o să mai prindem nimic, sunt obosit, am stat toată noaptea treaz, de fapt toți am stat, în afară de Alex care doarme în cort. Abia aștept să ajung acasă, să fac un duș și să mă pun în pat, să mă odihnesc. Oricum am meritat, nu suntem noi așa mari pescari, v-am spus, dar nu știu, așa să vii, să stai în liniște, să faci un grătar cu prietenii, mie îmi place chestia asta, chiar dacă nu prind nimic, nu e nicio problemă. Nu vin special doar pentru pește și atât. Dacă prindem ceva serios, revin cu un update. Dacă nu, ne auzim când ajung acasă să fac încheierea la vlogul ăsta. Ok, fraților, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Apăsați acolo buton de like. Nu știu când o să vedeți voi acest clip pentru că mă simt foarte, foarte obosit. Vreau să fac o baie, simt că nu mai pot și vreau să dorm. Nu știu când o să-l editez, dar cu siguranță o să vedeți clipul pe canal. Urmăriți-mă și pe Instagram la Marius Bogdan. Sper că v-a plăcut și vouă. Cu voi astăzi a fost Bogdan, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!